Mergea domnul Bătălier, mergea domnul primar, proiect, două ori în pregri, avem state proiecte. Primul proiect de hotărâre, cu privire la modificarea și completarea hotărârii comunității din 11 octombrie 2023, privind aprobarea documentului tehnico-economice a obiectivului de instituție, înființare platformă comunală pentru noi de gaj în comuna noi avem vietul acolo. Inițiator primar și lucinere. Punctul 2, proiect de hotărâri privind aprobarea implementării proiectului modernizarea infrastructurii rutierii de bază din spațiul rural la comunii Moravei Vietul Bacău. Și atunci primar și rutinerii. Da, când rău. Punctul 3, proiectul de hotărâri privind acordarea unui drept de servitude aerian la plătirea paralelă, turbine, a unui drept de serviciuri de supremață pentru protecția paralelor pe sol, în favoare SC Bozdeci, din SRL, inițiator primar serviciului. Proiect de numărul 4, proiect de hotărâri prin stabilirea drepturilor salariale ale Consiliului Personal al persoanele sufabilitate de a și ale indemnităților acestea, inițiator primar și lucinești. Numărul 5, proiect de hotărâri privind aprobarea modificării numărului de posturi pentru asistenții personale a persoanelor cu handicap grav, inițiator primar și lucinești. Și numărul 6, proiect de hotărâri privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolari ai elevii școlii din Italia, numărul 1, Gloria Băi, Unitate Pilot, Inițiator Primar și Rutinei. Așa. Păi, să punem la votul proiectul. Începem cu proiectul de hotărâre numărul 1, privind la modificare și completare HTL din numărul 11 octombrie 2023, privind aprobarea documentului tehnico-economice al obiectivului de investiții înființate platformă comunală pentru gunoi de gaz în comuna Gurăvei de Bacău. Domnul primar, la rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, bună ziua la ședința de din 11 octombrie 2023. Proiectul de hotărâre prezentat astăzi face referire la modificarea și completarea hotărârii numărul 111, urmarea solicitării consultantului, ne vedem nevoiți să inserăm în cadrul cuprinsul hotărârii anexa 1, pe care o aveți atașat la materialul de ședință, care, mă rog, trasează principalele caracteristici tehnico-economice, ca să spun așa, ale investiții, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic și caracteristici tehnice ale platformei de gunoi de grav. Așa, așa solicită cei de la PNRR, la Ministerul Mediului, să avem și această anexa 1 pentru a putea pentru a putea obține finanțarea. Am ordine, nu? Da. Supunem la cine este pentru acțiunea din motivul. Așa, punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea implementării proiectului modernizare infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural al comunii Moravei de Bacău. Domnule primar, la loc. Da. V-am spus că nu o să ratez nicio linie de finanțare bună și oportună pentru comuna Gurăvei, indiferent ce înseamnă ea. Bugetul local nu poate susține singur investiții în infrastructura rutieră, cază de față. Și a apărut o linie de finanțare prin AFIR, sunt fonduri europene. Comuna Gurăvei nu a mai luat niciodată fonduri pentru infrastructură rutieră prin AFIR. Nu e o procedură la fel de simplă ca pe programele guvernamentale cum au fost PNDL-ul sau Angel Salini, nici măcar prin cea prin CNI. Fondurile europene sunt foarte stufoase, mai ales ca și derulare și implementare. Sunt, spunem așa, sunt draconice la și riguroase în etapa, prima etapă de la proiectare până la execuții. Dar asta nu înseamnă că nouă ne e frică de a
atrage și fonduri europene pentru infrastructură. O să vă prezint pe scurt. V-am pus și ghidul. E vorba de 5 milioane de lei. Suma sună foarte, foarte bine, 50 de miliarde. Ne-am încadrat cu aproximativ 2,5 km de drumuri. Din start vă spun că TVA-ul este ineligibil. TVA-ul plătește bugetul local. Așa când mai auziți pe alții, domnule, atrageți noi fonduri europene, nu sunteți în stare să atrageți. Nu suntem în stare să atrageți, trebuie să avem și bani. Să avem lucrurile. Doar că ceea ce vă spun astăzi nu se va întâmpla în viitor. Eu știu ce presupun, ce presupune AFIR-ul. AFIR-ul presupune picătură măruntă la control, greu se derulează toate, cu fiecare document pe care îl faci, mergi la verificat, stă 2-3 luni la Iași. Păi, nu se va întâmpla în viitor, ca idee. Dar, acum să fiu speriat de partea de TVA și să renunț la o astfel de finanțare, parcă nu prea mă încânt. Eu v-am spus că o să, indiferent ce o să fie la anul, comuna trebuie să-și meargă rostul înainte și proiectele trebuie să rămână. Mai ales dacă se semnează contracte de finanțare, ele sunt garantate 100% mai pot întoarce. Acum, alte condiții. De asta v-am pus și ghid, dacă ați avut curiozitatea să o citiți, că de cât ați văzut. Acești 2,5 km de drumuri trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții. Cumulativ. Nu una din condiții. Prima. Să unească un DJ sau un DN cu alte tipuri de drumuri. Doi. Să tranziteze, să unească o unitate de cult. Să unească minim doi operatori economici. Și să unească școli sau primării, sau poliții sau dispensari. La momentul de față, pot să spun că am bătut în cui cu consultantul, pentru că mai vin condiții de apă, canal unde pierde punctaj și câtă suprafață din suprafață totală de drumuri asfaltezi. Noi avem o rețea de rutier foarte mare față de alte comuni. Avem undeva la 80 de km, dacă îmi spun total lungimii drumuri comunale, vicinale, sătești, avem aproape 80 km de inventar. Și aici o să mai pierdem un pic de punctaj, pentru că 2,5 km din 80 de km e foarte puțin. Dar, consultantul îmi spune așa, domnul primar, de-a lungul vremii alte primării, care au mai avut și primari, și-o cam asfaltat centrele comunii, și-o cam atins potențialul pe la școli, pe la... Nu o să vină chiar toate. Evident, ghidul e făcut cu dedicație. Adică trebuie să fim deschiși și e făcut cu dedicație pentru anumite comuni. Dar întâmplarea face că ne-am putea încadra și noi. Rămâne de văzut dacă în aceștia 2,5 km trebuie să îndeplinim chiar toate condițiile cumulative sau primim punctaj la îndeplinirea 2, 3, 4 sau toate din ele. La momentul de față, după ce am discutat cu consultantul, ne-am încadrat cum, dacă nu se ia obligatoriu cumulativ toate condițiile și primim punctaj. Ne-am încadrat așa cu DJ, strada primăriei, strada Trotușului, pe la Bontaș, pe partea cealaltă, pe la biserica de jos, cum îi spunem noi, pe la Ilie Bontaș, până la pe strada magazinului care iese din nou la DJ, și am forțat cele două arterii din Pătinata, de la DJ. Deci DJ, biserică, școală, pe drept administrativă, da? Forțăm. Consultatul spune că avem șanse bune de câștig. În rest, dacă ne întindem pe alte povești, nu avem de unde să îndeplinim condiții. Deci n-ai de unde întâlnit doi operatori economici și zona asta până la primărie. Da, la primărie, v-am spus, cum ar veni un 8. Știu. Dar și cu extensii pe la Ilie Bonta și spun eu, și tata magazin. Trebuie să legăm doi operatori economici, obligatoriu, altfel pierdem punctaj masiv. Și în fața primăriei vedem asta, nu? Să dea Dumnezeu. Sau poate să dea Dumnezeu. Deci, aici ar fi linia de finanțare propusă. Ce să mai modifice. Ghidul abia a fost publicat pentru consultare. Sunt convins că o să mai modifice în funcție de interes. Deocamdată noi aprobăm din principiu. Când o să venim cu proiectul propriu-zis, cu indicatori, cu asta o să avem bătut în cuie și străzi. Îl aprobăm ca și principiu momentan. Cam atât, da? Atât. Supunem la vot?
de stipendiu, potrivă, bine. Contra. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitude aerian la cocerea palierilor subiectă a unui drept de servitude de suprafață pentru protecția palierilor persoan în favoarea CCR-ului de vințelele. Domnul primar, vă rog frumos. Vă dați seama, v-ați citit așa, așa v-ați citit și poate să solicite niște avizatori de la voi. Vrei să faci ceva în țara asta? Vrei să faci evolire, domnule Iisus. Vrei să-i dăm un drept de servitude aerian, unde se rotesc palele, și un drept de servitude pentru suprafața unde palele proiectează pentru umbră. Da, mă, nu ți-am urmărit. Umbră parțială. Da. V-ați lămurit, da? Mai dezbat proiectul? Ce-o cerut să-ți mai... Ce-o cerut să-ți mai... Ce-o cerut să-ți mai... Ar trebui ca elicile să împărt așa și nu așa. O diametru de... Dar nu, săracii nu cerut ei, nu cerut avizatoriu. După aia de ziua socul ăla, da. Deci, suprafața care este așa, trebuie să fie așa. Este domnul cadastrist, deci așa ca să... Dar atunci a zburat cu totul pilonul, că sunt șurban în aer. Nu știu că e de copil. Ei, ca să înțelegeți că am cu ce tipuri de gândiri și la vizii, cu ghilimele de rigoare, te întâlnești când vrei să faci un proiect. Trebuie să-i dai de acordul ca să se învârte palele în aer și să nu-ți facă umbră pe pământ. Sau să-ți facă, îi dai voie să-ți facă umbră pe pământ. Cred că am spus totul, da? Nu mai comentez. Punem la voi, voi servitul de neapărătul. Abținem. Proiect de hotărâre privind stabilirea dreptului salariale a asistentelor personale ai persoanelor cu handicap grav și ale indemnizațiilor acestora. Știți că v-am povestit de și la ședința anterioară, că s-a modificat salariul minim de economii. Ne aflăm și în fața unui vid legislativ din punctul meu de vedere. La momentul de față nu se mai respectă legea salarizării cu gradațiile, pentru că acum toți că au 20 de ani vechime, că au 15 ani vechime, că au 10 ani vechime, au 3300 plus normă de hrană. Așa se fac legii din țara asta. Ei cu salariul vechi care prevăzut legea salarizării aveau 2530 baza, la care s-a adăugat norma de hrană și gradația, care avea acolo un quantum, da? Legea spune că dacă prin adăugarea tuturor sporilor nu atinge salariul minim brut în plată, ești obligat să dai salariul minim brut în plată. Niciun înainte nu atingeau. Acum toți au același salariu. Dar banii nu i-au dat. Probabil la 1 ianuarie va mai schimba o dată. Mai schimbă de vreo două ori, vă mândeam. E întâi am asistuia salariul minim brut în plată și 1700. Deci, da. Banii să știți că nu i-avem. Deci banii nu i-avem. Dar suntem obligați de lege, de codul muncii, să-i asigur salariul minim brut garantat pe țară, ca altfel ei amen. Deci, cât îi dă banii? 90% teoretic dă guvernul, 10% dă bugetul local. Dar legea spune așa, guvernul asigură până la 90%. Iar până la înseamnă 1... Poate fi și ca tine. Am bățit-o în primul an din mandat, dacă vă aduceți aminte, mi-a dat 4 miliarde de jumate guvernul. Și trebuia cât? Păi atât trebuia să vrea. I-am plătit din bugetul local. Să rămâneți la bără. Să rămâneți la bără. Poate pune ceva? Da, pe... Mai bani te obligă să-i dai. Aprobarea modificării numărului de posturi pentru asistente personale și persoanelor cu handicap grav. Domnul primar? Nu e suficient că s-au mărit salariul, s-a mărit și numărul beneficiar. De la 25 la 30 angajați. Rețineți! Că mai am și cu indemnizații. În total derulăm 50 de persoane cu handicap grav. Indemnizații, cei care au, de exemplu, pensii
nu vor să perdă pensia și optează pentru indemnizația acea fixă, cei care au pe cineva care vrea să-i meargă ca de muncă, angajează pe cineva ca asistent și primește și bani, și voucher de vacanță, și normă de hrană, și contribuții la vechime și la contribuții obligatorii. Legea 448/2006 ne obligă să îi avem în relație 5. Nu văd de la mână, nu văd de la mână. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Abține, contra domnul. Contra cine? Contra care nu. Așa, numărul 6. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui suport alimentar pentru popularii și elevii gimnaziale, numărul 1, Comuna Gorea Bărâcului. Care e rost? Dăm drogul, domnul primar. Așa cum v-am obișnuit că prin 2020, noi deja derulăm acel program pilot, masă caldă școli cu ghilimele de rigoare, doar la ultimul control de la achiziții publice, de la Direcția de Control Achiziții Publice, ne-au obligat să emitim hotărâri individuale pentru fiecare an școlar, ca să spun așa. Între timp, au apărut și ordonanța 77, care aprobă continuarea programului pilot în 450 unități de învățământ, pentru care este și școala gimnazială numărul 1 în Gura Vâie, a apărut și hotărârea de guvern numărul 928, care aprobă normele de aplicare. Noi derulam, v-am spus, noi derulam deja programul, dacă stăteam după normele lor, mâncau copiii tot acum când nu au aprobat și normele. Ideea este că se va scoate din nou la licitație, a fost făcut pentru exact diferența de zile de mai erau bani, deja este în publicare anunțul, este în SICAP, procedură simplificată, până în iunie 2024, când se termină anul școlar, trebuie să atribuim contractul, să nu mai facem licitații la fiecare 3-4-5, la fiecare semestru, cum ar fi. Dar firma care a fost până acum în parte, continuă? Firma care a fost, noi i-am dat contractul de cât am avut bani. Am avut bani, am dat făcut cu doamna director numărul de zile de învățământ, cu oricâți elevi sunt, și asta am făcut contractul. Că dacă nu-ți vin banii și tu faci contractul, spui că, da, domnule, o să ne dea bani, dacă nu-mi dă bani, nu-mi dă bani. Am banii, pe atâta fac contract. Am făcut 39 de zile bani, prima dată. Atâta am avut bani. Am spus, nu ne jucăm, că după aia contractul rămâne semnat, mă trezesc din instanță, la mână judecată și în loc să ne vedem treaba noastră, trebuie să stau la instanță. E mai bine așa. De cât ai bani, alta stă la licitație, acum scoatem de acum, ni s-au dat banii prin hotărâri de guvern, de acum până la în ultima zi școlară din 2024. Da, stați puțin să vă uit, doi consilieri desemnați în comisie. Foarte important, este obligatoriu. În comisia de evaluare a licitației, de ofertă. Faceți propuneri, supuneți-le la vot. V-am împrumit în comisia de evaluare? Da. 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 Cine mai intră în fecea? Domnul Tătaru, v-ați cam profilat așa de la nominalizări, nu cum vin domnul Tătaru eu. Cine este de acord cu propunerea pentru domnul Tătaru? Ați cam fofilat. Dar îmi dau tot pentru joc, dar tot primă, nu-i mai știu. Nu trebuie să dai, trebuie să evaluezi, trebuie să dai tot. Vreau că pun pe doar o gama. N-are voie. Mai aproape aici. N-are voie. Dacă tu ești așa, are voie domnul Gaman, domnul Iisam. Da. Foarte bine. Și cu asta toată. Supuneți la vot propuneri. Toată lumea de acord. Doamne, să nu spuneți că mă ofereți. Da. Da, mă gândim la mine. Sandul era eu bine. Sandul era eu bine. Supunem la vot, dar proiectul așa cu propunerea. E pentru toată lumea. Mai avem ceva? Nu mai da.